Șeful poliției locale din Piatra Neamț se ascunde de colegi după ce a provocat un accident pe un drum național din județ. A apucat să-i declare unui agent că era singur la volan, după care s-a făcut nevăzut. În urmă l-a lăsat pe fratele său, care se ștergea de sânge în fața agentului și încerca să pară indiferent. Bună seara, ce s-a întâmplat? Salut, vineam de acasă, de la Iași, accidentul ăsta. A, dumneavoastră, erați la volan? Da, da. Și cum s-a întâmplat? Am avut o rapid viteză. Șeful de poliție încearcă să ascundă ceea ce au găsit medicii lângă mașina distrusă. Doi oameni erau răniți și au refuzat îngrijirile, după care s-au făcut nevăzuți. Singurul agent prezent la fața locului continuă să pună întrebări. Cine a sunat la 112? Au zis că erau trei persoane în auto. Ne-a zis că erați singur. Unde este persoana care era plină de sânge pe casă? Bărbatul plin de sânge este fratele șoferului. La un moment dat se întoarce la locul accidentului și vrea să pară un simplu trecător. Spuneți un pic numele stângului, da. Nu știu, domnule, cum mă luați acum, cum m-a abordat, nu știu. Eu vă întreb o chestie, spuneți-mă un pic cum vă numiți. Vreau doar să vă legitimez, atâta tot. Nu vreau. În timp ce bărbatul refuză să-și arate identitatea, șeful poliției locale dispare. Agentul pornește în căutarea lui, însă nu-i mai dă de urmă. Atât, mulțumesc. Șeful poliției locale din Piatra Neamț va fi cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă, dar și pentru că s-a sustras cercetărilor. Mai mult, mașina pe care a distrus-o aparține primăriei și o conducea în afara programului de lucru.